Salutare oameni buni, Constantin Barbu aici, pasionat de mobilier de vreo 20 de ani și producător în același timp. În materialul de astăzi vă propun să vorbim despre cum o întâmplare ca mine montează o chiuvetă ca aceasta. Din acest clip vei afla informații complete despre montajul sifonului, al scurgerii, al bateriei, al robinetului de blocare, dar de asemenea vei înțelege și cum să poziționezi chiuveta și cum să o trasezi pentru decupaj. Prima parte a tutorialului va fi dedicată asamblării tuturor accesoriilor chiuvetei, iar în a doua parte vor veni explicațiile despre trasarea, decupajul și montarea acesteia. Avem în imagine toate piesele componente. Kitul de față de obicei este inclus în pachetul și în prețul chiuvetei. Ca observație numărul 1, asigură-te că acesta există, deoarece fără el nu ne putem folosi de chiuvetă. O altă sugestie de început ar fi să verifici dacă racordurile conținute de baterie se potrivesc ca și lungime, cât și ca și diametru cu instalația de apă existentă a bucătăriei. Tot la acest pas ne asigurăm și de faptul că diametrul scurgerii este cel corespunzător. Din experiență afirm că indiferent ce fel de ghiuvetă ai de montat, sunt aceiași pași de urmat, aceleași proceduri. În acest caz eu am o ghiuvetă modernă de culoare neagră din compozit granit, pentru ea îți las un link în descriere. Să începem! Prima piesă pe care o voi instala pe ghiuvetă este așa numitul supraplin. El este format din această tăbliță metalică plus acest component din PVC cu garnitura aferentă. Legătura dintre ele se va face cu acest șurub. Pasul numărul 2, asamblarea sifonului. Ca și în cazul anterior al supraplinului, avem o piesă metalică din inox ce se va prinde pe deasupra chiuvetei și o alta din PVC cu garnitura aferentă ce se va prinde pe sub chiuvetă. Un amănunt important este prezența acestei garnituri între piesa metalică și chiuvetă. Vom strânge suficient încât să nu contorsionăm ornamentul din inox, însă suficient de mult astfel încât garniturile să se fixeze bine pe chiuvetă. Urmează juncțiunea dintre cele două elemente deja montate. Avem acest furtun cu această garnitură în formă conică și piulița de fixare de strângere. Toate strângerile se vor face manual, nu vom avea nevoie de chei sau unelte speciale. Iată-ne ajunși la pasul numărul 3, alcătuirea scurgerii din elementele componente. Acesta din imagine este primul, bineînțeles îi vom introduce garnitura aferentă. Se observă cu ușurință ștuțul special construit pentru scurgerea mașinii de spălat vase sau rufe. Dacă avem această speță, se perforează vârful acestuia și se conectează furtunul.
toate elementele componente ale scurgerii sunt ajustabile. Se pot debita din ele în funcție de nevoia fiecăruia. În cazul meu, s-au potrivit fără a fi nevoie să tai vreun centimetru din tot sistemul. Avem una bucată piuliță și una bucată garnitură cu ajutorul cărora vom fixa modulul principal de chiuvetă. Structura tocmai atașată acționează ornamentul de blocare din imagine, up, down. Tot ce trebuie să facem la acest pas este să desfacem acest șurub, puțin câte puțin, până când sistemul pendulează așa cum trebuie. Foarte pe scurt, despre binecunoscuta baterie, o voi pregăti și o voi fixa bine și definitiv pe chiuvetă. Sunt două moduri principale de a construi o mască pentru chiuvetă, fie ca în cazul meu cât lungimea acesteia, fie așa când avem masca de chiuvetă construită exact cât lungimea cuvei, iar în partea dreaptă aici unde avem picurătorul putem foarte bine să instalăm o mașină de spălat vase sau rufe. În oricare dintre situații ne-am afla, pentru alinierea chiuvetei, pentru poziționarea corectă a ei, vom proceda în felul următor. Bun, punem mâna pe o ruletă și pe un creion și trasăm câteva semne de aici din spatele blatului, de la perete către față, la 50 de milimetri. Da? Tragem câteva semne la 50 de milimetri, după care luăm un dreptar, un liniar, și unim aceste semne între ele, astfel formându-se o dreaptă la 50 de milimetri din spatele blatului, din perete. Această dreaptă va fi una de bază. A doua mișcare, la fel de simplă, este următoarea. Ne orientăm care este interiorul măștii noastre de chiuvetă. În cazul meu, această limită interioară este aici, da? Și trag o linie perpendiculară către muchia blatului, la fel continui această linie perpendiculară până mă unesc cu prima, vă amintiți, la 50 din spatele blatului, da? Astfel am format un chenar din două linii, acest chenar reprezintă baza de aliniere a chiuvetei. O să vedeți imediat. Trecând și la acțiuni mai practice, luăm chiuveta și o șezăm cu fața în jos, cu atenție pe blat, astfel încât să nu-l deteriorăm, să nu-l zgâriem. O poziționăm tangentă pe cele două linii pe care tocmai le-am trasat, pe care tocmai le-am identificat. Îi aplic o bandă de mascare de hârtie care mă va ajuta, îmi va proteja blatul atât în momentul decupajului, cât și acum la definirea conturului. Și așez din nou chiuveta, având ca bază cele două linii pe care nu le-am astupat cu banda de mascare și realizez conturul complet al chiuvetei noastre. Bun,
Până în prezent am poziționat chiuveta la locul potrivit și am realizat un trasaj al conturului acesteia, al exteriorului ei. Doar că, cum este și normal, dacă aș realiza și decupajul după acest ultim trasaj, chiuveta mea ar intra cu totul în golul astfel realizat. Acum, chiuvetele din construcție, marea majoritate, vin cu o buză, cu o porțiune care va fi așezată pe blat. Această porțiune va fi necesară pentru realizarea prinderii, a fixării între chiuvetă și blat. Această porțiune, în cazul meu, îmi spune producătorul să las 7 mm între exteriorul acesteia și locul pe unde voi realiza decupajul efectiv. Deci, de la partea exterioară o să merg 7 mm către interior și o să realizez un al doilea trasaj. Acesta va fi și cel după care mă voi ghida cu decupajul. În anumite cazuri, această distanță de 7 mm diferă, poate fi 10, poate fi 12. Tot ce trebuie să facem este să urmărim instrucțiunile producătorului sau să măsurăm efectiv, cum este în cazul meu, din partea exterioară până unde începe clema de prindere. Această distanță o vom măsura și așa vom realiza și trasajul numărul 2, să-l numesc așa. Un detaliu destul de important, sper că m-am făcut înțeles. Bun, acum, înainte să găurești și să decupezi efectiv blatul, vin către tine cu câteva sugestii, cu câteva sfaturi. 1. Gândește-te pe ce parte ți este convenabilă cuva să vină, pe partea stângă ca aici în imagine sau pe partea dreaptă. Pentru o identificare mai ușoară, urmărește gaura aceasta specială pentru baterie. 2. Să ne imaginăm că a mea cuvă ar fi poziționată în imediata apropiere a peretelui. În acest caz o să fac o simulare să vedeți de ce nu recomand să se așeze aici. Pur și simplu, când vreți să lucrați, când vreți să spălați la ea, în cazul meu mâna stângă va atinge în perete, va da în perete. Va fi foarte incomod să lucrez în această poziție. Și 3. Verifică trasajul cu atenție de mai multe ori. O vorbă din popor spune să măsori de 3 ori și să tai odată. Atenție când realizăm aceste găuri să fie în interiorul conturului numărul 2. Ele sunt absolut necesare, deoarece fără ele nu am putea pătrunde cu șoricelul pendular pentru realizarea decupajului. Atenție, deci găurile să fie în interiorul conturului numărul 2, celui mai mic. Hei, și dacă ți-a plăcut acest clip, neapărat să lași un comentariu, un like, să te abonezi. Acesta am fost eu, Constantin Barbu, și până data viitoare îți urez spor în toate.